Un autoturism a ieșit în decor de pe drumul național 1 în zona dealului Perșaneului din județul Brașov. Din accident au rezultat două victime conștiente la fața locului. S-au deplasat un echipaj smurt, unul de la ambulanță și un echipaj cu apă și spumă. Un bărbat în vârstă de 73 de ani din municipiul Brașov, care conducea un autoturism pe DN1 dinspre Făgăraș spre Brașov, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a pătruns pe contrasens și s-a oprit în șanțul aflat pe partea stângă a sensului său de mers. Conducătorul auto și pasagerul din autoturism primesc îngrijiri medicale la fața locului și urmează să fie transportați la spital. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.